Dragii mei, evenimentul cel mai mare, coborârea Domnului în lumea noastră, deci până atunci nu a existat unul mai mare și apoi, sigur, moartea și învierea Domnului. Atâtea profeții care au fost în Vechiul Testament și în aceste zile și dumneavoastră ați avut multe părtășii și ați auzit cuvântul din nou. Și totuși la venirea Domnului, ce puțini au fost cei care au putut realiza, au înțeles. La celălalt eveniment, la venirea Domnului din nou, să-și ducă mireasa, biserica la el, să știți că ceva asemănător va fi. Foarte mulți care citesc cuvântul, dar foarte puțini care îl înțeleg. Că evenimentele bat la ușă, tot felul de situații și de stări tensionate care sunt și Biblia le profețește toate acestea. Zice că oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, căci puterile cerurilor vor fi clătinate. Ceea ce ne așteaptă și pășește spre noi sunt aceste evenimente extraordinare, profețite. Domnul Iisus punea o întrebare, oare când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ? Credință-i multă, dar mă refer la credința aia reală, veritabilă, care a fost dat odată Sfinților pentru totdeauna. Dumnezeu oricum și-a dus planul la îndeplinire până aici cu exactitate, cu precizie și evenimentele din aceste zile nu au făcut altceva decât să scoată în evidență această atotputernicie a celui preanalt, modul în care el se implică în cele mai mici detalii. Detalii care le găsim în Vechiul Testament, consemnate foarte clar. Și în continuare Dumnezeu este Cel ce controlează toate evenimentele. Printre altele spune în Psalmul 50, auziți ce frumos vorbește aici Biblia, spune cuvântul, căci ale mele sunt toate dobitoacele pădurilor, toate fiarele munților, cu miile lor. Eu cunosc toate păsările de pe munți și tot ce se mișcă pe câmp este al meu, totul. Știți că atunci când Iona s-a dăpostea sub acel umbrar de soare, se bucura, spune că Domnul a trimis un vierme, un vierme. Și vermii, un vierme îi controla de stăpân, de creator. Nu mai vorbesc acel pește mare care l-a înghițit pe Iona. Animalele și tot ce există, totul este sub controlul lui. Deci evenimentele care se vor consuma, toate sunt în planul celui preanalt. Tot vis-a-vis de această idee, spune în Psalmul 147, foarte frumos, aici psalmistul zice, versetul 4 și 5, el socotește numărul stelelor și le dă nume la toate, miliardele și miliardele și miliardele de planete în univers, nume la toate. Mare este Domnul nostru și puternic prin tăria Lui, priceperea Lui este fără margini. Domnul a vorbit la vremea potrivită Mariei, ce frumos! Așa ne spune Cartea Sfântă aici. Iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Nu mai există în istorie, în dreptul vreunui împărat, cât de mare a fost el. Să existe toate detaliile, cum s-au născut și evenimentele care s-au consumat în continuare, s-au derulat. La Domnul Iisus, El ține cont, stăpânul Universului, de toate detaliile, ca noi să credem, să nu punem la îndoială. Ce frumos! Dar ceea ce îmi place este că Domnul vine la Maria și îi spune, îi aduce această veste bună. Îngerul a intrat la ea și a zis, spune aici, plecăciune ție căreia ți s-a făcut mare har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, între femei. Și aici o primă subliniere, că am vrea în seara aceasta câteva lucruri practice pentru noi, uitându-ne la această familie sfântă. De ce a venit Domnul la Maria și la Iosif? I-o găsit neprihăniți. Dar pe o altă ordine de idei, pentru că făceau parte din casa lui David, descendenți. Și acolo trebuia să se nască Domnul Iisus. Totul cu precizie, la vremea potrivită. Ce frumos zice, binecuvântată ești tu între femei, nu deasupra femeilor.
Și asta ca o învățătură, când vor veni magii să se închine, Domnului s-or închina, nu Mariei. Există și un cult al Mariei, fals. Rătăcire. Nu există un om care să primească închinare și căreia să-i se aducă slavă. Maria a fost un instrument folosit de Dumnezeu. Domnul Iisus s-a întrupat. El a existat din vecinicie, ne spune Biblia. Din vecinicie, toate lucrurile au fost create prin El. Nimic din ce există, văzute și nevăzute, nu au fost create fără El. El a fost mâna, meșterul, prin care cel atotputernic și-a dus la îndeplinire planul Lui, lucrarea Lui. De aceea aș vrea să nu uităm, binecuvântată ești tu între femei, ca și Maria acolo, în veșnicie, vor fi și alte femei, vor fi și alte femei care vor primi răsplătirea, dacă au trăit așa ca Maria și au împlinit, au ascultat, s-au racordat la voia celui preanalt. Ce frumos, printre altele, vis-a-vis de Maria, vis-a-vis de surori, ceea ce îmi place printre altele, Maria nu a încercat, după ce a primit vestea, vedeți un al doilea lucru foarte clar, spune aici, Maria a zis, iată roaba Domnului, facă-mi-se după cuvintele tale, și îngerul a plecat de la ea. Până nu ne dăm noi acceptul, Dumnezeu nu face o lucrare în viața noastră, mântuirea nu o primim dacă noi nu vrem. Cine crede că Dumnezeu mântuiește, ori vreau, ori nu vreau, cum mai există o mentalitate greșită, falsă, n-are suport biblic. Dacă Domnul vrea să-l mântuiască, îl mântuiește, ori vrea el, ori nu vrea, auzim expresii. În Biblie nu găsim așa ceva. Nu mântuiește Domnul fără consimțământul și acceptul meu. Eu trebuie să fiu de acord cu mântuirea, eu trebuie să o doresc. Copilul din familie, pentru care mă rog, trebuie să vină momentul în care să se lucreze în viața lui, să-și deschidă inima și el să ceară botezul, el să accepte calea aceasta a mântuirii, asta e legea lui Dumnezeu. Dacă nu, niciodată el nu va fi mântuit. Oricine crede și se botează va fi mântuit, credința înainte de botez, dar o credință adevărată, o credință veritabilă. De aceea să nu uităm, dragii mei, Domnul ține cont de hotărârile noastre, de decizia noastră. Domnul vorbește, Domnul are metodele Lui de a ne vorbi sub o formă sau alta, dar dincolo de toate acceptă cuvântul nostru, hotărârea noastră de a-L sluji pe Dumnezeu cu toată inima. Apoi să nu uităm încă un lucru în dreptul Mariei. Maria, după ce primește vestea, o veste care, sigur, o mișcat-o, zice aici, printre altele, că tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemneze urarea aceasta. Îngerul a văzut, o sesiza și a spus, nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Ea era logodită cu Iosif, dar nu erau încă căsătoriți, nu stăteau împreună. Și ne spune Cartea Sfântă Maria că asta este o parte pozitivă, extraordinară a unui credincios. Ea nu spune imediat, nu spune la nimeni ceea ce i-a descoperit Domnul, ce i-a vorbit prin înger. Ea păstrează acest secret. Ea tăinuiește această lucrare și lasă pe Dumnezeu în continuare să lucreze El, să-și desăvârșească El lucrarea. Pentru că Dumnezeu n-are nevoie de proptele noastre, de acțiunile noastre, care de multe ori încurcă planul celui preanalt și apar alte probleme și alte probleme. Și atunci punem întrebarea, Doamne, dar de ce? De ce sunt atâtea probleme? Maria rămâne liniștită, nici măcar nu-i spune la Elisabeta. Elisabeta doar are profeția când merge la ea, în dreptul Mariei. Nu-i spune la Salome, care era sora ei de corp, mama fiilor lui Zebedei. La nimeni nu spune. Nici la Iosif. Dar ne spune în continuare Biblia și ne descoperă acolo viața lui Iosif. Zice, era un om neprihănit. Păi nu poate Domnul să lucreze cu oricine. Nu poate lucra cu oricine decât cu oameni neprihăniți. Oameni care se străduiesc, îți dau toate silințele. Iosif, pe de o parte, ne spune Biblia că era un om neprihănit. El a sesizat că ceva se întâmplă, că nu-i ceva în ordine, că Maria este însărcinată.
Pe de o parte nu vroia să se facă părtași la păcatul ei, dar pe o altă ordine nu vroia să o facă de rușine înaintea lumii. Era un risc să fie ucisă cu pietre. Ca și fecioară, când rămânea însărcinată în Israel, era o lege. Putea să fie ucisă cu pietre. Și Iosif își pune în gând să o lase, dar pe ascuns, să nu o facă de rușine. Ce frumos când lucrează Dumnezeu, dar printre altele, unul din principiile celui preanalt. Domnul nu-ți vorbește cu multe bătăi înainte, pentru toată viața, evenimentele care se vor consuma. Dacă la acest eveniment tu împlinești voia lui și asculți de el sfatul lui, va veni și celălalt eveniment în care îți va vorbi. La pas Domnul vorbește. De fiecare dată cum asculți și înaintezi în lucrarea lui, așa Domnul îți dă lumină și îți dă călăuzire. Și Domnul îi vorbește lui Iosif. Iosif, vei fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe nevastă ta Maria, că ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Și Iosif înțelege, omul lui Dumnezeu înțelege. Omul lui Dumnezeu ascultă imediat de cuvântul lui Dumnezeu, nu mai pune întrebări. Ce spune Dumnezeu întotdeauna este da și amin. Ce frumos, mă gândeam în aceste zile, ce frumusețe într-o asemenea familie să trăiești, unde nu-i ceartă. Auzim, frate, e normal să mai fie stări tensionate și ceartă. Nu e normal. Nu e normal. Într-o familie de creștini, acolo trebuie să fie armonie. Acolo trebuie să fie rugăciunea la temelie, acolo trebuie să fie cuvântul. Și întotdeauna Domnul are soluții, dacă apare o problemă, aia nu înseamnă că trebuie neapărat să gândim amândoi la fel. Vor fi momente în care vom gândi diferit, dar totul se tratează în liniște, în armonie, într-o părtășie pe care o avem și Domnul dă lumină. În celelalte lucruri Dumnezeu vă va lumina și în acele privinți. Dar în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere să umblăm la fel, spune Pavel. Așa este în familie. Ce frumos! Iosif trebuie să o ia sub protecția lui în continuare și Iosif din momentul acela o ia la el acasă și formează familia. Un om care era neprienit, un om cu teamă sfântă de Dumnezeu, un om care ascultă de vocea Domnului, de glasul lui. Ce frumos îi spune Maria, zice, Duhul Sfânt se va pogorî peste tine și puterea celui preanalt se te va umbri. De aceea Sfântul care se va naște din tine se va chema Fiul lui Dumnezeu. Nașterea Domnului a fost o întrupare, o întrupare a celui ce-o preexistat din veșnicie. Era nevoie de o jertfă absolută, desăvârșită, caut un om care să stea în spărtură pentru țară ca să nu nimicesc. Omul acesta nu a fost găsit până la Domnul Iisus, era căutat în Vechiul Testament. Chiar dacă Moise și Samuel s-ar înfățișa înaintea mea, ei și-ar mântui doar sufletul lor, atât. Dar pe nimeni n-ar putea să mântuiască. Chiar dacă Noe, Daniel și Iov, ca oameni neprihăniți, s-ar înfățișa înaintea mea, n-ar fi suficient și n-ar realiza nimica. Se căuta omul până când Pilat o zis, iată omul. Omul a fost Domnul Iisus, el a fost desăvârșit. El la toate compartimentele, trup, suflet, duh, a fost la cel mai înalt standard cerut de Dumnezeu. Zice, temelia scaunului de domnia lui Dumnezeu, a celui preanalt, este dreptatea și judecata. Dreptatea și judecata. Și în virtutea dreptății, el nu poate tolera păcatul. Zice, ochii lui sunt așa de curați, spune Habacuc, încât nu poate să vadă răul. În Ieremia spune acolo, în capitolul 30, versetul 21, cine ar îndrăzni să se apropie de capul lui, de mine, zice Domnul, așa în mod haotic de Dumnezeu, ne-ar topi. Știți ce spune în Isaia 33? El este un foc mistuitor, niște flăcări veșnice, Dumnezeu. A fost o rebeliune cândva în cer, când a fost din veșnicie tu ești Dumnezeu, când au fost creați sângerii după ce au fost creați și ei au fost creați de Dumnezeu, nu au fost dintotdeauna. Și ne spune Biblia că vremea aceasta când au fost testați,
Li s-a dat, au avut oportunitatea să poată să demonstreze ceea ce sunt în realitate. Și ne spune Biblia, Lucifer împreună cu o parte din îngeri, ori căzut, unii sunt legați, păstrați în ghierle, în lanțuri veșnice, pentru o sândă. Alții sunt lăsați în libertate, dar ei știu ce îi așteaptă în final. Știți ce îi spuneau Domnul Iisus când era pe pământ? Te știm noi cine ești, e Sfântul lui Dumnezeu. Ai venit să ne chinuiești înainte de vreme. Ei își cunoști și vremea. Ei știu că vremea lor, ei nu se mai pot pocăi. Nu mai există pentru ei iertare la cel preanalt. Ei au avut vremea lor. Timpul, acolo când au fost testați, acum ei știu că este vremea noastră, e vremea omului. Și dacă în viața asta scurtă care o avem, câțiva zeci de ani, câțiva zeci de ani, dacă noi nu împlinim cuvântul care ne vorbește, de aia e foarte important să citim Biblia. Ce trebuie, cum trebuie să trăim, cum trebuie să acționăm în familie, cu cei din jurul nostru, o relație bună cu Dumnezeu pe verticală, una pe orizontală cu semenii noștri, cu familia, cu biserica. Este extraordinar, vremea noastră în care suntem testați. Vai de cel ce pleacă în veșnicie și nu este pregătit, e vai de el, nu mai are nicio posibilitate. Pentru veșnicie este pierdut. Nouă, Dumnezeu ne-a dat această șansă, libertate. Venirea Domnului Iisus Hristos, dragii mei, în lumea noastră, El a venit să ne descopere voia celui preanalt, să ne aducă mântuire. Scopul suprem, să ne aducă mântuire. Mântuirea, printre altele, înseamnă iertarea păcatelor. În trupul Lui, în jertfa Lui, avem iertarea păcatelor. Prin venirea Lui, pe lângă iertarea păcatelor, este răscumpărarea sufletului nostru. Știți ce spune Biblia, printre altele, în Psalmul 49 și în 50? O categorie de oameni care zice nu acceptă răscumpărarea, zice răscumpărarea sufletului lor în continuare, în veșnicie, e așa de scumpă că nu se mai face niciodată. Dacă acum nu acceptă și dacă nu se face acum, niciodată nu se va mai face. Prin ce îi această răscumpărare? Prin jertfa Domnului. Prin jertfa Domnului este iertarea păcatelor, prin jertfa Domnului este răscumpărarea. Prin jertfa Domnului este izbăvirea de sub puterea întunericului. Un alt motiv pe care Domnul l-a avut când a venit în lumea noastră, să ne izbăvească de sub puterea întunericului. Nu numai că ne-a iertat, dragii mei, păcatele și trecutul, și prezentul și viitorul ne este garantat în jertfa Lui, dar ne-a izbăvit de păcat. Să fii izbăvit, să fii liber, să te culci liniștit seara. Eu mă culc și adorm în pace, că numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în locuința mea. E nemaipomenit când aud persoane, frate, zice, n-am liniște, n-am pace, nu pot să dorm, sunt frământat, nu e în ordine. Domnul a venit să ne aducă această izbăvire. Amen. Și în ultimă instanță, dragii mei, să ne aducă mântuirea. El a venit, printre altele, și să ni-L prezinte pe Tatăl. Că Dumnezeu, pe Dumnezeu nimeni nu l-a văzut, zice, niciun om nu l-a văzut niciodată. Nici nu-L poate vedea. Nici nu-L poate vedea. Tată, Doamne, al cerului și al pământului, Te laud că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți. Mulți citesc Biblia, nu o înțeleg tot, o distorsionează. Poți să cunoști litera, dacă nu-ți cunoști spiritual și nu-ți descopere Dumnezeu voia Lui, nu înțelegi. Taina aceasta despre care vă scrisei în puține cuvinte, zice Pavel în capitolul 3 din Efeseni, taina aceasta am avut parte de ea prin descoperire dumnezeiască, Dumnezeu mi-a descoperit-o. Dacă nu-ți descopere Dumnezeu taina, voia Lui, nu înțelegi. Citești și nu înțelegi și îți vezi de drumul tău tot la fel. Dar atunci când Dumnezeu îți dă lumină și îți dă înțelegere, te hotărăști cu toată inima, Doamne, de azi vreau să trăiesc pentru Tine. Vreau să fac voia Ta. Vreau, Doamne, orice lucru rău care nu-i bun să-l abandonez. Dar de unde știu care sunt lucrurile rele? Sunt și lucruri rele, absolut. Auziți numai printre altele aici, în Cartea Efesenilor, sigur, ele sunt multe texte, dar numai ceva. Spune printre altele în Cartea Efesenilor, în capitolul 5, Apostolul Pavel,
Să nu întristați pe Duhul Sfânt, versetul 30 al lui Dumnezeu, prin care ați fost răscumpărați, pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Și au zis, orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire, orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Nimeni să nu vă înșele cu vorbe deșerte, căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători, versetul 16. Din pricina acestor lucruri. Deci în momentul în care Dumnezeu lucrează în viața unui om, el trebuie să decidă. Noi trebuie să-i aparținem lui Dumnezeu. Viața noastră, trupul nostru, e templul Duhului Sfânt, locuiește Dumnezeu în noi. Când Biblia spune în Evanghelia după Ioan, eu și Tatăl vom veni la El și vom locui împreună cu El. Auzi, locuiește Dumnezeu, Tatăl și Fiul locuiește împreună cu noi. Dar cum locuiesc ei? Prin Duhul Lui. Unde e prezent Duhul Lui, acolo e prezent Fiul și Tatăl. De-aia spune în Psalmul 101 foarte frumos. Auziți numai ce spune aici în Psalmul 101. Printre altele, voi cânta bunătatea și dreptatea ție, Doamne, îți voi cânta. Mă voi purta cu înțelepciune pe o cale neprienită. Când vei veni la mine, întrebarea? Voi umbla cu inima fără prihană în mijlocul casei mele. Zice, nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei. În casa mea, tu ești prezent, împreună Tatăl, împreună cu Fiul, prin Duhul Sfânt. El vede tot ce facem noi, tot ce vorbim noi, modul în care noi acționăm. Ce frumos! Deci Domnul Iisus a venit să ne împace, a adus această împăcare prin venirea Lui. Și în Cartea Romanilor, în capitolul 5, auziți ce frumos spune aici cuvântul. Deci fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Pacea cu Cel Preanalt, care e un foc mistuitor, niște flăcări veșnice, o avem prin Domnul Iisus Hristos. Lui, Domnul Iisus, îi datorăm faptul că am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu, ba mai mult ne bucurăm, spune, chiar și în necazurile noastre și așa mai departe. Chiar și în necazuri. Mă gândeam la Maria și la Iosif, zice, plecăciune ție căreia ți s-a făcut mare har. Îndurare, milă, grație, asta înseamnă har. Așa har, noi nu înțelegem întotdeauna, harul, zice, felurit al lui Dumnezeu prin care El lucrează. Maria, așa har încât o trebuie să nască într-o iesle, într-o iesle. N-o murmura, n-o cârtit. Cum, Doamne, Tu mi-ai promis că mă binecuvintez, dar asta e binecuvântarea, Maria a acceptat. Eu spun lui Iosif că un alt lucru foarte interesant, din momentul acela Biblia ne spune că Domnul a vorbit cu Iosif, a comunicat, când a luat-o, în momentul în care a dus-o pe Maria acasă, nu mai comunica cu Maria, cu Iosif, ca și cap de familie. Și ăsta e un principiu al lui Dumnezeu. Domnul ține cont de capul de familie, de bărbați. Și spune aici, după ce au plecat magii, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif și zice, scoală-te, ia pruncul și pe mama lui și fugi în Egipt și rămâi acolo până îți voi spune eu, căci Irod are să caute pruncul ca să-l omoare. Dar cum să-l caute? Dacă tu ai promis că e o binecuvântare, dacă tu prin profeție, într-un mod dumnezeiesc, și totuși caută, are putere Irod mai mare decât tine? Dar Maria nu pune întrebări, ascultă întru totul, se racordează la voia lui Dumnezeu. Ni se întâmplă de multe ori în familii probleme. Atâtea murmure sunt la ora actuală, câte stări de nemulțumire, care atrag după ele tot felul de prejudicii spirituale, uneori și materiale, dar uneori și din punct de vedere fizic. Păcatul rupe relația pe verticală cu Dumnezeu, e forfecată relația, păcatul, o taie. Dar rupe relația și pe orizontală, în familie, dar strică și sănătatea. Păcatul strică sănătatea. Din pricina aceasta sunt între voi. Mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Păcatul strică sănătatea. E extraordinar să ai pace, să ai liniște. Câți oameni tulburați, minte tulburată, viață tulburată. Nu asta vrea Dumnezeu, nu ăsta-i scopul lui.
El a venit să avem pace și liniște. Apropo de evenimentele despre care auzim, amenințări. Chiar Domnul Iisus, oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ. Dar ce trebuie să facem noi? Să ne tulburăm? Nu, nu asta spune Domnul. Auziți numai ce spune Biblia vis-a-vis de această afirmație. Capitolul, Psalmul 46, versetul 1. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru. Un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. Și atunci când sunt conflicte militare și probleme, da. Și atunci el e un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. De aceea spune, nu ne temem chiar dacă s-ar zgudui pământul și s-ar clătina munții în inima mărilor, chiar dacă ar urla și ar spumega valurile mării și s-ar ridica până acolo să se cutremure munții. Noi nu ne temem. Dar de ce? Auziți de ce? Pentru că Domnul oștirilor este cu noi. Pentru că Dumnezeul lui Israel, al lui Iacov, este un turn de scăpare pentru noi. Are Domnul metode, posibilitate, putere să ne izbăvească categoric. 1000 se cadă într-o parte, 10.000 la alta, dar de tine nu se vor apropia. Doar vei privi și îl vei binecuvânta pe Dumnezeu în mod tacit în inima ta, pentru că Dumnezeu este Cel ce veghează și te ocrotește. Eu doresc din inimă, Doamne, binecuvântă biserica din Nădlac. Corturile noastre, în vremea aceasta e foarte important. Știți, de multe ori m-am gândit, momentul de încercare, dacă te prinde într-o stare bună spirituală, nu cumva să te prindă într-o stare rea. Spune că Tabita, din fapte, făcea o mulțime de fapte bune și de milostenii. Și în vremea aceea când făcea fapte bune și milostenii, s-a îmbolnăvit și a murit. Și l-au chemat pe Petru și au arătat toate hainele pe care le făcea Tabita. Și spune că Petru s-a rugat și prin rugăciune Dumnezeu o readus-o la viață, o înviat-o pe Tabita. Ce frumos! În vremea în care faci fapte bune, îl slujești pe Dumnezeu, vine o încercare. Cum vine și atunci încercarea vine. Domnul îngăduie. Prin încercare ne fortifică, prin încercare ne edifică credința noastră. Încrederea noastră în El nu-i spre nenorocirea noastră, ci este pentru binele nostru. Uneori încercarea are și un alt scop, e adevărat, zice Biblia. Degeaba curățesc eu că zgura nu se dezlipește. De aceea se vor numi argint lepădat, pentru că Dumnezeu e lepădat. Sigur, la noi e cu totul altceva, așa consider. Ne încearcă, suntem testați, încercați, este pentru binele nostru. Judecata lui Dumnezeu, zice Biblia, Petru spune, începe de la casa lui Dumnezeu. Și dacă începe cu noi, care va fi sfârșitul celor ce nu ascultă de Dumnezeu? Pentru ei este o sândă, veșnicia. Dar Domnul aici zice, tocmai că Domnul ne-a ales numai pe noi, dintre toți, dintre mulțimea mare, bucură-te turmă mică. De aceea nici nu ne poate lăsa oricum, nu ne lasă oricum. Odată ce am încheiat legământ cu El, i-am jurat credință, Domnul dorește să călcăm pe urmele Lui. El vrea să-L slujim cu toată inima, cu toată ființa noastră. Ce frumos! Încrederea lui Iosif. Dumnezeu îi vorbește în detaliu, în toate evenimentele. Versetul 13. Zice, un înger al Domnului a vorbit, scoală-te, ia pe pruncul și pe mama lui. Întâi pruncul și apoi pe mama lui. Pruncul și mama lui. Asta este ordinea. Versetul 20 zice aici, scoală-te, ia pruncul și pe mama lui și du-te în țara lui Israel, că cel care căuta să ia viața pruncului a murit. Din nou, pruncul și mama lui. Ce frumos! Spune aici, când au intrat magii, citim acest verset, că merită. După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat și iată că steaua care o văzuseră înrăsărit mergea înaintea lor. Până ce a venit și s-a oprit înaintea lor, deasupra locului unde era pruncul. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui. S-au aruncat cu fața la pământ și i s-au închinat. I s-au închinat lui, la prunc. Lui i-au adus apoi și au deschis viseriile și au adus aur, smirnă și tămâie. Darurile care le-au avut pentru el, pentru prunc. Iosif ascultă întru totul, toate mișcările sunt sub controlul celui preanalt. Vreau să vă spun și mutările noastre, chiar și astea, trebuie să fie sub o călăuzire a celui preanalt.
Uneori avem impresia, pot să mă duc oriunde. Poți să mergi, e adevărat. Dar fără o călăuzire și dacă nu-i voia lui celui preanalt, vei avea tot felul de prejudicii în viață și pierderi. Și spui întrebarea, dar de ce sunt atâtea probleme în viață? Pentru că ai făcut un pas greșit cândva. Și acel pas a dereglat toate evenimentele care au urmat. Cum și în această problemă Dumnezeu se implică și în viața noastră, nu numai în viața Domnului, a lui Iosif și a Mariei. Era o chemare a lor, o chemare înaltă. Da, se implică și în viața noastră. De câte ori mi-aduc aminte Dumnezeu așa de minunat, până și cu locuința. Am locuit în vreo 6 locații în Arad, într-o parte și în alta. La un moment dat a vrut să plec în altă parte, că am zis că probabil Dumnezeu vrea în altă parte și mi-a spus, nu, locul e acolo. La un moment dat a vrut să-mi fac casă. Am stat la bloc, acum avem 13 micuți, nepoți, care sunt împreună cu noi acolo. Suntem 17 persoane. Și era greu la bloc. Chiar dacă apartamentul era mare, dar era greu. N-aveau loc unde copiii să iasă afară. Și Domnul ne-a promis. Un frate, mi-aduc aminte, a văzut până și în vedenie modul în care este loc, locația, casa, curtea cum este, tot extraordinar. Nu-i niciodată, la una din binecuvântările care le-am avut în familie. Noi ne-am gândit la un moment dat, am început să căutăm cu ginerile pe acolo, prin Arad, tot felul de locuri. Și am zis, poate Domnul vrea să ne facem noi o casă, să o construim. Și Domnul ne spunea de fiecare dată, casa este construită, nu voi o construiți. Ea e construită, e pregătită. Și au mai trecut câțiva ani, 4 ani au trecut de când ne-a vorbit Domnul prima dată cu privire la acea casă. Și după 4 ani ni s-a descoperit, am umblând prin oraș și prin cartiere, am văzut la un moment dat acel afiș acolo pe gard, că e casă de vânzare. Și când am intrat prima dată în curte, mi-aduc aminte, am rămas uimit, exact cum mi-a descris-o. Toate erau văzute și după 4 ani trebuia prețul, l-a lăsat extraordinar de jos, pentru că a ținut un preț înalt atunci, nu aveam noi posibilitate să o putem cumpăra atunci. Și l-a lăsat, după 4 ani, a fost nevoit să o vândă și ne-a dat-o la prețul la care am dorit noi și am fost noi de acord. Ce mare Dumnezeu avem! Asta este doar un exemplu, dar nu numai. Dumnezeu le are pe toate în vedere, dar toată problema este să fim cu inima deschisă pentru El. Să fim gata să ascultăm întotdeauna. Zice, acolo au rămas până la moartea lui Irod, ca să se împlinească ce fusese vestit de Domnul prin prorocul care zice, am chemat pe fiul meu din Egipt. Și plecarea, venirea înapoi, a fost tot după cuvântul lui Dumnezeu, totul după sfatul celui preanalt. Niciun pas, la dreapta sau la stânga. O ascultare totală, o ascultare, dar nu la timp, să știți că este echivalentă cu o neascultare. Ascult, dar nu la timp. Știți că Israelul a refuzat, au venit iscoadele și în final au rămas numai Iosua și Caleb. Și Domnul sigur s-a mâniat și a pedepsit poporul. A doua zi zice că toți s-au înarmat ca să iasă la luptă. Și Moise le-a spus, nu vă duceți că o să fiți biruiți. Odată ce n-ați ascultat de Domnul, Domnul nu mai este în mijloc, nu va mai fi cu voi la luptă. Și ei nu au ascultat, s-au dus. Și au fost sigur biruiți de dușman. Și au venit și au plâns și au venit la Moise. Și Moise le-a spus, v-am spus. A fost o ascultare a doua zi, dar nu la timp. Există de multe ori ascultări, am vrea să ascultăm, ascult acum, dar trebuia să ascult atunci, când mi-a vorbit Dumnezeu, când trebuia să fac pasul, trebuia să am călăuzire și să cer ajutorul și sprijinul celui preanalt. Dar aici intervine și răbdarea, să fiu un om răbdător, liniștit, nu pripit. Să știți că Domnului nu-i plac oamenii pripiți, persoanele pripite repede. Domnul nu vrea să lucrăm oricum, numai să lucrăm, orice, fac orice, numai să fac. Da, de unde? El vrea să fac vis-a-vis de chemarea care o am, partea mea, parcela mea, și în dreptul ei să lucrez, nu ce lucrează altul, nu partea altuia, partea mea. Știți că zice, păzitorii m-au pus păzitoare la vii,
dar via frumuseții mele n-am păzit-o, adică familia. De multe ori facem multe, dar familiile le uităm, copiii uităm. Foarte important, la nivelul familiilor acolo, să ne concentrăm în primul rând. E importantă lucrarea din familie, categoric. Ce-mi place, l-a avut pe Domnul Iisus Maria, dar auziți numai, sigur, vreau să știți, dar ne aducem aminte cu această ocazie. Zice aici, în capitolul 13 din Matei, a venit în patria sa și a început să învețe pe oameni în sinagogă, așa că cei care l-auzeau se mirau, ziceau, de unde are el înțelepciunea și minunile acestea? Oare nu este el fiul tâmplarului, nu este Maria mama lui? Și auziți, Iacov, Iosif, Simon și Iuda, nu sunt ei frații lui? De multe ori m-am gândit, Doamne, Tu n-ai făcut excepție cu Maria. Să-L aibă numai pe Domnul Iisus să se poată concentra asupra Lui, să-I dea o educație aleasă, să-L formeze într-un mod deosebit. Am mai avut încă 4 băieți după ce L-a născut pe Domnul Iisus. Și apoi spune și surorile Lui, la plural, nu sunt toate, câte ori fi fost, nu știm, că nu se dă numele, nu sunt toate oare printre noi, atunci de unde are El toate lucrurile acestea? Sigur, El era Fiul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt era din plin peste El. Și de aceea, sigur, El a împlinit întru totul voia Celui Preanalt. Jertfa Lui a fost infailibilă, fără greș. De aceea și poate să izbăvească pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El. Fără El noi nu ne putem apropia de Dumnezeu. Așa spune în cartea Efesenilor. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu, foarte frumos. Citim aici, printre altele, căci prin El, prin Domnul Iisus, și unii și alții, și Israelul și noi, avem intrare la Tatăl într-un Duh, prin El. Spune aici versetul 13, dar acum în Hristos Iisus, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos. În El, zice, prin credința în El, avem slobozenia și apropierea de Dumnezeu cu încredere. Avem libertatea să venim în rugăciune. De aceea rugăciunile noastre sunt ascultate, altfel n-ar fi ascultate. De aceea Domnul garantează rugăciunea unui credincios, a unui om neprihănit care îl are pe Domnul. Acum, când e vorba de standardul de neprihănire, sigur, noi înțelegem un lucru. Zice, dacă neprihănirea voastră, 5:20, Matei, dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea fariseilor și a cărturarilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. În 6:30 spune Domnul Iisus, foarte frumos, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Care e neprihănirea Lui? Neprihănirea Lui e Domnul Iisus. 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 30. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi, Domnul Iisus. Înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. E, avându-L pe El în mine, am garanția această stare de neprihănire cerută de Cel Preanalt. Și când mă rog, prin cer îndurare în numele Domnului Iisus, am acces la Tatăl și rugăciunea este ascultată. Știți ce spune Biblia? Că jertfa celor răi sau rugăciunile celor răi sunt o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Până și o scârbă. Auzim mereu, frate Eugen, Domnul ascultă rugăciune, nu ascultă. Oricum și orice, nu ascultă. Rugăciunea poate fi o scârbă înaintea Celui Preanalt. Atunci când eu nu am acest statut, ăsta e un statut extraordinar, un privilegiu să fiu un copil al lui Dumnezeu. Și El a venit în lumea noastră, dragii mei, și a trăit ca să ne apropie de Tatăl. Auziți numai ce spune versetul 16, atunci Irod, când a văzut că fusese înșelat de magi, s-a mâniat foarte tare. A trimis să omoare pe toți pruncii de parte bărbătească, de la 2 ani în jos, care erau în Betleem și în toate împrejurimile lui, potrivit cu vremea pe care o aflase în tocmai de la magi, câtă cruzime, ce tiranie, ce atitudine demonică. Vis-a-vis de unul din Irod, auziți numai ce spune în cartea Faptele Apostolilor. Într-o zi anumită, Irod s-a îmbrăcat cu hainele lui împărătește, a așezut pe scaunul lui împărătesc și le vorbea. Norodul a strigat, glas de Dumnezeu, nu de om.
Îndată l-a lovit un înger al Domnului, pentru că nu dăduse slavă lui Dumnezeu și a murit mâncat de viermi. A murit mâncat de viermi. Omul care se mândrește, care se îngânfă, însă de multe ori Dumnezeu îngăduie, îi lasă, până la un moment dat. O vreme, totul este în planul lui. Totul este în organigrama celui preanalt. Îndată după ce a murit Irod, un înger al Domnului din nou îi vorbește lui Iosif. Se arată în vis lui Iosif și îi zice în Egipt, scoală-te, ia pruncul și pe mama lui și du-te în țara lui Israel, căci a murit cei ce căutau să ia viața pruncului. Și aici ce frumos lucrează Dumnezeu. În inima lui Iosif apare o teamă, dar când a auzit că în Iudeia împărățește Arhelau, în locul tatălui său Irod, s-a temut să se ducă acolo. Și fiind înștiințat de Dumnezeu în vis, a plecat în părțile Galilei și auziți numai, a venit acolo și a locuit într-o cetate numită Nazaret, ca să se împlinească ce fusese vestit prin proroci, că el va fi chemat nazarinean. Totul să se împlinească, nici o iotă să nu rămână neîmplinită. Dragii mei, Domnul a fost împărat și stăpân și mântuitor și acolo în Iesle. Și în Iesle a fost Fiul lui Dumnezeu, a fost stăpân, dar și pe cruce. Și pe cruce când a murit și a dat trupul ca jertfă, tot stăpân a fost. El acolo pe cruce a stăpânit și a controlat evenimentele. Nu evenimentele lor controla pe el, el le-a controlat. Îmi place mult acolo, spune la un moment dat, să uitați spre Maria. S-ar părea că Iosif murise, el nu mai era. Și a zis Mariei, femeie, iată fiul tău, îndreptându-se spre Ioan. Iar lui Ioan îi spune, fiule, iată mama ta. Și din clipa aceea, Ioan a luat-o la el acasă și a avut grijă de ea. Acolo pe cruce, Domnul poartă de grijă mamei sale. Controlează evenimentele. Nu ca un muribund, ci ca un stăpân. Acolo pe cruce, spune mesete, ca să se împlinească cuvântul întocmai. Să nu rămână nimic neîmplinit. Și au dus un burete cu oțet. Și în momentul acela, sigur, el a refuzat și în momentul acela spune că Domnul Iisus s-a isprăvit și în momentul acela și-a dat Duhul. Eu doresc pentru biserica din Nătla că la aceste sărbători am auzit și vom mai auzi încă în zilele care vor urma cuvântul lui Dumnezeu. Dar nu numai atâta, trebuie să-l citim. Zice, cei din Tesalonic aveau o inimă mai aleasă. Zice, când mergeau acasă, luau Biblia, cuvântul și studiau, cercetau, să vadă dacă tot ce li se spunea este așa. Foarte important să luăm Biblia fiecare zi. Cuvântul este oglinda în care ne vedem fizionomia spirituală. Cutele, carențele, greșelile, defectele, toate ni le descoperim în viața noastră când ne uităm în cuvânt. Când nu ne uităm în cuvânt, avem impresia că suntem buni, că totul e în ordine. Când mă uit aici în fiecare zi, nu se poate să nu descoper tot ceea ce este greșit. De aceea dorim în final, încă o dată, Doamne, lasă o trezire și în biserica din Adlag. Lasă o trezire în toată frățietatea din România. Și apoi, Doamne, lasă și pacea peste România în continuare. Domnul poate, la granițele țării, Domnul să vegheze. Și tot ceea ce cerem de la Domnul este, Doamne, nu pentru noi, ca să o ducem noi mai bine, ci ca să slujim Ție mai bine, să Te putem binecuvânta noi și cei pe care ne-ai dăruit din familiile noastre. Domnul să vă binecuvinteze în continuare și El să rămână la cârma vieții dumneavoastră. Amin.